Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre ambreiaj. Am mai avut un video anterior în care v-am arătat cum se măsoară ambreiajul, cum se verifică. Și am mai primit foarte multe întrebări, nu am fost foarte clar, se pare în acel video, de ce, când și cum ne dăm seama că ne lasă ambreiajul. În primul rând, ambreiajul. Să zicem că acesta este ambreiajul. Cursa lui trebuie să fie pe la jumătate. El, pe măsură ce se duc discurile și acesta se uzează, cursa lui începe să țină din ce în ce mai sus, până la un moment dat când începe să patineze sau nu mai ține deloc. Acum, în cazul nostru, a început să țină deja de la cursa de la jumătate, a început să țină aproape sus de tot. Mai avem o cursă foarte, foarte mică a ambreiajului, unde debraiază și unde ne putem juca. Deci, mai mult ca sigur, o să avem discurile de schimbat. În video anterior vă arătam cum se face schimbul cu motorul în picioare atunci când schimbăm și uleiul sau îl dăm jos. Acum o să mergem pe varianta în care nu schimbăm uleiul. Uleiul este ok, are o oră și ceva. Deci nu vom umbla la ulei și nu avem de ce să-l dăm jos. Este suficient doar să culcăm motocicleta într-o parte, după cum vedeți. Da, este într-o parte și tot uleiul va sta în partea de jos către aprindere. Astfel, în partea de la ambreiaj, noi putem să umblăm liniștiți fără a umbla la ulei. Așa, în prima fază o să desfacem capacul. Avem și protecția montată anterior. Cum doriți, la capacul acesta puteți să-l scoateți cu totul și să țineți șuruburile pe capac sau puteți să vă faceți o schiță, să-i spunem, un desen la fel ca al capacului și să puneți fiecare șurub în dreptul de unde l-a scos, pentru că acestea nu sunt la fel, au dimensiuni diferite. Haideți să ne apucăm să desfacem. Avem nevoie de o cheie de 8, avem nevoie de un șubler obligatoriu ca să putem să măsurăm discurile, altfel este cam greu să-ți dai seama care este uzat și care nu. Puteți să le schimbați pe toate fără problemă, dar există și discuri pe original care vin la bucată. Puteți să schimbați decât discurile uzate. Aici depinde de fiecare în parte, cum dorește să facă. Haideți să ne apucăm să desfacem. Ok, desfacem șuruburile. Îndepărtăm această apărătoare. Ok, avem ceva pământ aici. Nu este nicio problemă, o să-l curățăm. O să-l curățăm chiar acum ca să nu cumva să facem vreo prostie, să dăm pământ cine știe pe unde înăuntru. Ok, l-am curățat puțin. Nu este perfect, dar nu o să mai cadă mizerie. Să facem șuruburile. Și ultimul. Da. Acum capacul putem îndepărta ușor. Am uitat să desfacem arcul de revenire de la pedala de frână. Ok. Așa. Și am ajuns la ambreiaj. Acum capacul o să-l curățăm foarte bine pentru că l-am dat jos și avem acces mult mai bine să-l curățăm. Înainte să-l montăm la loc, v-am spus, este foarte periculos să vă cadă ceva mizerie aici. Acum o să desfacem șuruburile de la arculețe. Le vom pune într-o parte frumos pe ceva curat. Mare atenție unde lucrați, în ce mediu lucrați, să fie curat. Am spus să pot lua mizerii, să pot lua tot felul de obiecte străine care să le băgați în motor și puteți să dați de mare belea. Ok, le scoatem, nu are importanță ordinea. O să mă uit și exact
câte ore au aceste arcuri. Acestea le-am pus noi și nu mai știu exact ce am schimbat, dar am notat. Cum vă spuneam și vouă, ar fi bine să vă țineți evidența la tot ce lucrați la motocicletă și când le schimbați. Dar, într-adevăr, ambreiajul contează foarte mult de exploatare, nu contează neapărat de calitate și de numărul de ore, cât contează de exploatare. Cât de mult este patinat, la cât se schimbă, la ce perioadă de timp se schimbă uleiul. Sunt mai mulți factori ce contează atunci când vorbim despre durata de viață a unui ambreiaj. Și ultimul. Cum putem să îndepărtăm și placa de presiune. Da. Placa de presiune a făcut un pic de uzură, dar încă nu este ceva de speriat, nu agață la mână. Ok. Și acum vom scoate discurile. Le vom pune în ordinea în care le-am scos. Scoatem discurile. Gata, l-am scos și pe ultimul. Acum o să le inspectăm pe fiecare în parte. Acum inspectarea plăcilor. Inspectarea lor se face atât vizual, să vedem ca nu cumva unul dintre aceste ferăduri să fie sărite sau mai multe bucăți din acest ferădou să fie sărite, și măsurarea acestora cu un șubler. Acum, pentru fiecare model în parte, trebuie să consultați manualul de utilizare și să vedeți care este marja, cât trebuie să aibă noi și cât este acceptat până la cât ele funcționează. În cazul nostru trebuie să aibă 3 și este specificat că funcționează până la 2,9. De regulă, plăcile din mijloc sunt cele mai uzate, se uzează cel mai rău. În capete o să aveți de regulă plăcile ok. Acum, noi luăm de la stânga la dreapta în ordinea în care le-am scos. Aceasta fiind prima dinspre capac, dinspre placa de presiune. Așa, are 3, deci este ca nouă. Ar fi bine să o măsurați în două puncte pentru a fi siguri. Da, 2,993, e în regulă. Următoarea. Verificați șublerul din când în când. Uitați, poate să vă păcălească. Da, 3. Verificați și în partea opusă. Da, 2,99. Este în regulă și aceasta. Următoarea. Aici deja avem 2,95. Da.
0397. Dar nu este în regulă pentru că avem 2,95. Da. Deci aceasta o punem deoparte, obligatoriu trebuie înlocuită. Vom vedea dacă înlocuim decât 2-3 plăci sau înlocuim tot ambreiajul. Încă un alt. Sau cum vă spuneam, la jumătate sunt cele mai uzate. ...95, 2,97. ...2,95. Ok, și aceasta trebuie înlocuită. Deci înlocuită și aceasta. Punem la înlocuite. Deci avem 4 plăci ce ar necesita înlocuire. Cu aceasta facem 5. 5 plăci deja ar trebui înlocuit tot. Da, clar îl vom înlocui pe tot. Nu are rost. El mai are viață, deci este la jumătate, să zicem, din viață. Dar acum depinde și cum vrea să meargă fiecare și cum utilizează ambreiajul. În cazul nostru, ia uitați aici, 2,92. O să înlocuim toate plăcile, pentru că, după cum observați, majoritatea sunt la jumătate din viață. O să le înlocuim. O să le măsurăm și pe cele metalice, cât și arcurile. Aici la fel, trebuie să aibă 1,5 în cazul nostru. Deci sunt în regulă. Sunt în regulă. Deci trebuie doar plăcile de fricțiune. Cele cu ferodou.
înlocuite. Da, sunt în regulă. Astea sunt discurile noi. Le-am pus puțin în ulei și acum le vom monta. În cazul nostru nu au o ordine, toate discurile sunt egale, dar, repet, verificați manualul de reparații. Foarte multe Husqvarna și KTM au primul și ultimul disc diferite, de aceea este obligatoriu să verificați manualul de reparații. Deci vom monta. Un disc de fricțiune, unul metalic. Am întors discurile metalice, le-am scos cu partea aceasta în sus, le-am întors și le-am pus invers. Zis să mă auzeze și pe partea cealaltă, nu știu dacă are vreo importanță, dar rău nu-i face sigur, în cazul nostru. Gata, am pus discurile, acum punem placa de presiune. În cazul nostru, fiind vorba de, este o placă de presiune normală, nu este cu reglaj. Și acum mai avem decât de pus arculețele. Ok, după cum ați văzut, plăcile nu erau uzate în mod egal și aveau într-o parte aproape noi, iar într-o parte erau foarte uzate. Asta, în cazul nostru, este din cauza acestor arculețe. Haideți să le măsurăm să vedem care este de vină. 36,7. Da, 72. Opa. 36,5. Uitați de unde este problema. Deci avem 20 de zecimi diferență. Deci arcul acesta făcea ca ambreiajul să țină și să se uzeze mai mult pe o parte, deci placa de presiune să folosească un pic într-o parte. Deci acest arc trebuie schimbat. O să punem unul nou. Ok, am mai găsit un arc care are la fel. Dacă nu găseam unul care să aibă la fel, eram obligat să le punem pe toate noi, pentru că nu poți să pui unul nou care are 38. Da? Cu cele deja uzate. Ori le schimbam pe toate, ori așa am găsit unul care are fix la fel ca și celelalte. Da. Acum că avem toate arcurile la fel, le vom monta. Vom pune prima oară, le apropiem.
Aici am uitat eu să discut. Mulți spun că un arc că nu schimbă arcurile pentru că se va întări maneta de ambreiaj și vor trage mai greu de ambreiaj. Acest lucru este foarte fals. În primul rând, arcurile au foarte, foarte puțină importanță cât de tari sunt. Până la angrenarea arcurilor se folosesc mai multe pârghii. De aceea, forța cu care strângem acest arc, adică rezistența care opune acest arc, nu contează așa mult, pentru că se folosesc pârghii prin care se micșorează acea forță. Acum, ce rol au aceste arcuri? Gândiți-vă că discurile, în momentul în care voi apăsați ambreiajul, el împinge aceste discuri și debraiază, da? Le îndepărtează unele de altele. În timpul în care noi mergem, doar arcurile acestea țin plăcile apropiate una de alta. Și în funcție de aceste arcuri, dacă aceste arcuri sunt uzate, plăcile în momentul în care dau de greu tind să se depărteze una de alta și să vă patineze ambreiajul. Să aude și un zgomot în momentul în care aceste arcuri sunt uzate. De aceea vă recomand să le schimbați la timp, în niciun caz să nu credeți că dacă le lăsați pe cele vechi care sunt mai moi, veți avea o manetă de ambreiaj mai ușoară. Mai ales în cazul ambreiajului hidraulic. Nu are niciun fel de relevanță acest arc dacă este un arc nou care este mult mai tare sau un arc vechi care este mult mai moale. Acum le vom strânge, acestea se strâng la 10 Nm. Le strângem în cruce. Așa, acum venim cu capacul. Punem și capacul de protecție. Le strângem și pe acestea. Gata, totul este în regulă, acum putem să mergem.
Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Și dacă aveți ceva întrebări, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.